echipa de fotbal Steaua București a efectuat primul antrenament pe noul stadion. Pe superba arenă din complexul sportiv Ghencea, elevii lui Daniel Oprița au susținut un joc școală sub ochii legendei Tudorel Stoica și așteaptă cu nerăbdare evenimentul din 7 iulie. O minunăție, o plăcere, îți dă plăcerea de a juca fotbal pe un asemenea stadion, un asemenea gazon. Am multe sentimente care mă încearcă în momentul ăsta și crede-mă că pot să zic doar că aștept cu mare nerăbdare să înceapă meciul. Stadionul de 5 stele este gata de marea sărbătoare de la mijlocul acestei săptămâni, dar jucătorii roșialbaștri regretă că situația pandemică nu permite ca toate cele peste 30.000 de locuri să fie ocupate. Deja s-au vândut mai bine de 10.000 de bilete, interesul va fi enorm în jurul acestui meci. Sunt convins că dacă nu era această regulă cu 50%, stadionul ar fi fost plin, să zic așa, era sold out. Evenimentul de inaugurare a noului stadion Steaua va avea loc miercuri 7 iulie și va fi transmis în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.